Domnul să binecuvânteze. Am și un băiețel pe care îl cheamă Filip. Și dacă o să se potrivească numele, să știi că o să fie iubitor de cai. Asta înseamnă Filip, iubitor de cai. Și atunci când merg cu copiii, cu mașina, orice animal vede, la noi, la români, se văd. Că vede o găină, că vede alt animal de casă, nu e așa de impresionat. Când vede un cal, se ridică picioare în mașină, oriunde ar fi, și începe să strige: tati, calul, calul. Și se potrivește numele, asta înseamnă Filip, iubitor de cai, și Dumnezeu să-l binecuvânteze. Și pe copilul fratelui Stelian și pe al meu, că poartă același nume. Aș vrea doar să vă citesc ceva scurt din Numeri, din capitolul 6. O binecuvântare pe care majoritatea dintre noi o știm. Unii dintre noi am și primit-o. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește copiilor lui Aaron și fiilor lui și spune-le așa, să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, slăvit să fie numele Domnului. Nu știu dacă știți, în certificatele noastre de naștere se trece în general numele de familie și numele mic și prenumele. În dimineața asta vreau să vă spun că pentru toți copiii lui Dumnezeu, înaintea numelui de familie se mai pune ceva. Și numele ăsta e Iahve. Spune Scriptura aici că este copiii lui Israel să puneți numele meu. Adică pe micuțul ăsta îl cheamă Horvat ca nume de familie, dar înainte de a-l chema Horvat, Dumnezeu a pus înainte acestui nume numele lui Iahve. Și poate vă întrebați, dar de ce vrea Dumnezeu să aibă numele lui pus peste copiii lui Israel? Sau care e importanță? Vedeți dumneavoastră cât se luptă oamenii astăzi. Scuturi antirachetă pentru arme, nu? Pentru calculatoare antivirus și firewall-uri. Pentru boli, vaccinuri. Și cu toate astea, cu toate sistemele de protecție, suntem tot în mai nesiguranță pe zi ce trece. Dar Biblia spune aici, la prima binecuvântare, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească. Și Dumnezeu și coasa lui Dumnezeu face mai mult decât orice scut antirachetă, orice zid de cetate, spune Biblia în Psalmul 127. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba vechează cel ce o păzește. Veneam înspre dumneavoastră în dimineața asta și unul din frați mărturisea că s-a visat tare ciudat și urât și celălalt frate îi spunea: frate, nu cumva te-ai visat că or să știe hoții că nu ești acasă și vin și spar casa? La care zis fratele: nu, zice că e bine păzită. Și poate v-ați aștepta cine știe ce sistem de alarmă, nu? Cum a zis un parlamentar de la noi, zice, am mașină cu ultimul tip de sistem de alarmă, nu poate fura nimeni, și ori luat-o din fața Parlamentului. N-avea niciun sistem de alarmă și n-are, fratele, niciun sistem de alarmă, dar au făcut următoarea mărturisire. Am un înger în fața casei mele care o păzește. Că dacă Dumnezeu nu păzește o cetate, degeaba veghează cei ce păzesc casele, cetățile, sisteme de alarmă, scuturi antirachetă, firewall-uri, vaccinuri, orice ar fi, până la urmă, dacă Dumnezeu nu păzește, ești nepăzit. Spune Psalmul 21, să cadă alături de tine 1000 și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. De aceea, unul din motivele pentru care Dumnezeu insistă să aibă numele Lui pus peste noi. Că în dimineața asta eu aș extrapola și aș spune, suntem aici numai copii, să știți. Toți că suntem aici, indiferent cât e în vârstă, și cei care sunt în vârstă, stai mulțumit să li se spună că sunt și ei copii. Dar toți de aici suntem copii, numai că nu avem același tată. Peste unii pus numele lui Dumnezeu și peste alții nu-i pus numele lui. De aceea Dumnezeu insistă și spune în binecuvântarea asta. Și noi ne aducem copiii la binecuvântare, pentru că prin asta mărturisim că noi nu-i putem păzi o viață întreagă. Dar îi chemăm numele lui Dumnezeu care ne păzește copiii de când se nasc
și până mor și Domnul să-i binecuvânteze. În al doilea rând spune Biblia, Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine. Și acum spun ce am spus și în altă parte. Sunt femei care folosesc fond de ten. Să-și astupe tot felul de greșeli ce le au pe față, tot felul de coșuri sau tot felul de pete. Ei spune Scriptura aici ca o binecuvântare. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și rețineți. Niciun fond de ten și niciun rimel n-are același efect ca fața Lui Dumnezeu strălucind pe fața unui om. Și mi-aduc aminte de Moise coborând de pe munte, de pe Horeb. Și mă gândesc la cei care erau în vale undeva pe Moise. Moise, dar ce strălucește fața ta, cu ce te-ai dat? Și Moise le răspundea, cu ce să mă dau? Cu slava lui Dumnezeu, că am fost în prezența Lui. Că nu există nimic să-ți facă să strălucească fața mai bine ca și fața lui Dumnezeu care să lumineze peste tine. Spune Scriptura în Psalm, când îți întorci privire spre El, Psalmul 34. Te luminezi de bucurie. Acum, pentru cei care nu știu, de aceea arată surorile noastre tot timpul cu 10 ani mai tinere ca cele din lume. Că e fața lui Dumnezeu care strălucește acolo, că stând în prezența lui Dumnezeu, ți se schimbă și fața. Spune Biblia în 1 Samuel, în capitolul 1, că Ana era în templu și se ruga și fața ei nu mai era aceeași. Se schimbase, se luminase la față, fiindcă stătea în prezența lui Dumnezeu. Ei, în dimineața asta, fratele Stelian și sora Elena știu copilul la binecuvântare că vor să lumineze fața lui Dumnezeu peste el. Că vor să aibă fața lui Dumnezeu. Așa spune Scriptura. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine. Și au zis ce înseamnă luminarea feței lui Dumnezeu. Și să se îndure de tine. Oricum nu avem nevoie fiecare dintre noi de îndurarea lui Dumnezeu. În viața asta, de când ne naștem și până murim, dacă n-ar fi îndurarea lui Dumnezeu, nimeni n-ar supraviețui. Însă Dumnezeu are trăsătura asta Lui specifică, numită îndurare, care și-o revansă peste noi ori de câte ori avem nevoie de ea, că avem nevoie de ea. Mai greșim, mai facem anumite lucruri care nu sunt după voia Lui și dacă El n-ar avea trăsătura asta îndurare, ne-am pomenit ca și Uza că un pic ne atingem de chivotul Lui Dumnezeu și murim. Și dacă ar fi să o luăm după meritele noastre în dimineața asta, probabil că n-ar fi trebuit să venim așa sănătoși la biserică, ci ar fi trebuit să ne ducă alții. Așa cum avem atâtea exemple în Scriptură. Și în ultimul rând spune Biblia, Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pace. Și cum îmi sună mie binecuvântarea asta? Nu știu dacă ați întâlnit vreodată un copil așa în primejdie, în necaz. Dacă e copilul tău și ești într-o mulțime de oameni și îl auzi căzând, și îl auzi strigând și începând să plângă, tu ca și tată îl deosebești din toți copiii de acolo. Și spui, ăsta e băiatul meu care plânge. De mame ce să mai spun? Că mama își dă seama de la depărtare. Și ăsta e copilul meu care plânge. Ei bine, cuvântarea asta sună cam așa. Domnul să-și înalțe fața peste tine. Adică Dumnezeu să fie atent la tine. Dumnezeu din cer să te deosebească aici jos pe pământ și să spui, meu, zice, al meu plânge. E copilul meu acela care plânge. Și Dumnezeu vrea să lase binecuvântarea asta peste copiii noștri. Ba mai mult aș spune, nu știu dacă ați văzut așa copii de 14 ani care vor să se ia la bătaie cu copii de 20. Și vă dați seama că ăsta de 20 când îl vede așa de micuț, e 100% convins că îl bate. Și tot face la scheme și la figuri copilul ăsta micuț și ăsta mare n-are nicio reacție. Și numai dintr-o dată îl vezi că fuge, el de 20 de ani. Și îl vezi pe ăsta mic de 13-14 ani așa de încântat și vezi să speria de bine. Și când se întorce înapoi, îl vede pe frate sau care e de vreo 25-30. E cam asta înseamnă Domnul să își înalțe fața peste tine. De multe ori vin împotriva noastră dușmani și vrășmași și tot felul de duhuri rele și tot felul de încercări și de probleme și Dumnezeu din spatele nostru își înalță fața și vezi că-s și eu prezent aici. Vezi că eu sunt în spatele tău cu fața înălțată și trecem împreună prin problemele și prin necazurile. Asta înseamnă Domnul să facă și să-și înalțe fața peste tine. Că dacă n-ar fi Dumnezeu cu fața înălțată peste noi, de când ne-ar fi nimicit diavolul și de când ar fi pus capăt vieților noastre. Dar de câte ori au vrut să treacă în măsura, s-a ridicat Dumnezeu așa peste noi și vezi că sunt eu aici în spatele lor. Mă mai mult vezi că eu îi înconjur din toate părțile și îmi pun și mâna peste ei, spune Biblia în Psalm. Și acum eu vă întreb,
Pe cei care sunteți în dimineața asta aici, aveți parte de o asemenea binecuvântare? Pentru că, repet, copii suntem toți reținuți. Dar s-ar putea să nu avem același tată. Și cu asta închei, vă citesc ceva din Ioan, din capitolul 8. Și vă rog să deschideți cu mine Scriptura acolo. Spune Biblia în versetul 44 din capitolul 8. Iisus vorbea cu cei care vreau să-L ucidă și spune versetul 44. Voi aveți de tată? Pe diavol, măi, băi, asta n-are binecuvântări, să știți. El n-are nicio binecuvântare. Dacă e tată, înseamnă că are copii, așa-i? Ei, pentru copiii lui, diavolul n-are binecuvântări. Numai Dumnezeu are binecuvântări pentru copiii lui. Dar auziți ce are în schimb? El de la început a fost ucigaș. Și nu stă în adevăr, pentru că el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește în ale lui, căci este mincinos și tatăl. Dar cui ar place să aibă așa tată care să-l mintă tot timpul? Tată, ai fost la ședința cu părinții. Am fost și el nu s-a dus. Tată, ai făcut cu tare lucru, ai pregătit cu tare, am pregătit și eu nu pregătit. Ei, cam asta e diavolul. Nu te poți baza pe nimic din ce spune, că tot e minciună ce spune el. Dar spune Scriptura aici despre unii că voi aveți de tată pe diavolul. Eu mă rog și zic, Doamne, păzește-ne de așa ceva. Dacă suntem în casa ta în dimineața asta, fără să se împlinească numere 6 cu fiecare dintre noi și tu să cobori să spui numele tău și să binecuvântezi copilul acesta, Filip, și întreaga adunare. Amin. Amin.